Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Așa cum am spus și în videoclipul trecut, o să continuăm seria de reacții la videoclipurile lui Silviu Fire despre videoclipurile mele. De data asta o să încerc să fac un videoclip mai scurt, ultimul a fost de 34 de minute, ceea ce mi se pare mult prea mult. Înainte să începem, vreau să vă rog să nu vă duceți pe canalul lui și să lăsați comentarii de hate. Nu asta încerc să fac prin aceste videoclipuri. Pur și simplu cred că băiatul a avut niște preconcepții greșite despre mine și eu fac aceste videoclipuri ca să clarific treaba, să clarific ceea ce spun, să clarific ceea ce cred. Și nu vă faceți griji, o să revin cu videoclipurile normale de pe acest canal, dar până atunci hai să reacționăm la ce a mai spus Silviu Fire despre mine. Ce înseamnă că e parașută, evită astfel de fete. Numai 1, are OnlyFans. În toată lumea parașuta arată la fel. Numai în România e puțin diferită. Dacă vrei să vezi cum arată parașuta românească... Efectiv, vrei să faci sex cu femei? Nu vorbi ca bărbatul ăsta. Sincer, ăsta e cel mai bun sfat pe care poți să-l dau. Numai cu BMW-ul sau în gură parașutele, că noi le știm, noi le știm. Este genul de băiat care când... Nu vreau să-l acuz, zic că tipologia lui de tip... E genul ăla care la 19 ani era combinat cu o fată de 15 și zicea, aspetta că eu cresc. Uite, e o lume liberă și... Nu, n-am zis niciodată asta, dar am niște prieteni care au aplicat metoda și n-a ieșit bine. Fiecare face ce-ți dorește și nu am nimic cu stimabilele domnișoare care își trăiesc viața la maxim. Ba chiar cred că au și ele rolul lor în anumite situații. Dar pentru... Ai, discursul lui George Bucnici. Stimabilele domnișoare, men, cât de supărat să fii. Iarăși, supărarea generală a băieților de... Ce treaba am eu cu George Buhnici? Nu înțeleg care e discursul lui George Buhnici, habar n-am. Internet, din cauza faptului că gen 10 fete fac bani pe OnlyFans. Tu ca băiat, statistic vorbind, este imposibil. N-am nicio problemă cu fetele care fac bani pe OnlyFans. Bravo lor, se descurcă, fac bani. Pur și simplu am pus chestia aia în titlu cu, în thumbnail, pardon, cu OnlyFans-ul, pentru că atrage mai multe clicuri. Este un subiect la modă, deci atrage mai multe clicuri. Statistic vorbind, este aproape imposibil să n-ai pe cineva în jurul tău care să fi lucrat în industria videochatului. Cumva e funny că, pentru că toată asta cu videochatul era mult mai statistică, hidden, nu făceai pentru... Nu știu de unde ai, dar nu cred că este... corectă. Băieții ăștia, acum și-au dat seama, când a apărut OnlyFans, că femeile românce lucrează în industria de sex work. Mie asta mi se pare cel mai funny. Cumva până acum au socializat și au vorbit și au avut iubite, știi, care au lucrat sau lucrează în industria videochatului, dar gen ieri, sau sex work-ului, dar gen ieri și-au zis, bă, stai bă un pic, bă nene, ia stai bă frate, asta și arată țâțele pe... Ești mine așa cringe. Din nou... Ai tot dreptul să faci ce vrei, ai dreptul să-ți arăți sânii pe internet. Este dreptul tău. La fel cum este și dreptul meu să nu-mi placă chestia asta. Sau să nu vreau să cunosc fete de genul. Cu tine vreau ceva bun. Vreau o femeie de calitate cu care să ai o relație serioasă. Aici prin femeie de calitate mă refer o femeie care să ofere și altceva în afară de aspectul fizic. Iar atunci când vine vreo parașută la tine, să fii ca tipul ăsta. Be gone, son! Astăzi vreau să vorbim... Ce mi s-a părut amuzant? ...despre 5 semne că o fată e de moravuri ușoare și asta înseamnă că ar trebui să o eviți. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn este că se destrăbălează la petrecere. La orice petrecere e genul... Măi, e incel fest! Nu știu unde se adună incel. Și în videoclipul trecut, habar n-am ce înseamnă incel fest. Vă rog, ajutați-mă în comentarii. Hai să vedem ce înțelege el prin destrăbălare. Aș vrea să știu ce înțelegești prin femeie ușoară. Despre ce e vorba. Primul semn este că se destrăbălează la petrecere. La orice petrecere e genul ăla de fată care se îmbată, mai are puțin și se dezbracă și se sărută cu mai mult de jumătate din băieții de acolo. Și nu. Mamă, frate, dar eu fix pe aia le caut, cred că sunt beta. Nimic greșit să dansezi și să te sărut. Avem gusturi diferite la femei. Nu e absolut nicio problemă. Este dreptul tău să îți placă orice fel de femeie pe lumea asta. Mie, personal, nu-mi plac astfel de femei. Al doilea semn este că se folosește de aspectul ei în exces. Când intri pe profilul ei de Instagram, o să vezi numai poze de la spate și dintr-un unghi de sus, așa, știi, să se vadă pectorali. Din nou, nu e nimic greșit dacă din când în când o fată... Păi dacă nu e nimic greșit, de ce... De...
își mai pune o poză de la spate. Este o poziție feminină, înțeleg. Dar devine penibil în momentul în care absolut fiecare poză este așa. E adevărat. Incel fest. Let's fucking go, baby. Incel fest. E o poziție feminină. Și arăta cu... Nu orice, dar nu țâțe și corpe interne. Cât de supărat să fii cu aia. Dar de fapt știi că nu e supărare. Cred că orice bărbat străit a trăit cumva, sau cred că a trăit cumva sentimentul ăsta. E invidia și gelozia și neputința. Tu știi, ești 100% convins că nu o să faci niciodată nimic cu fata aia. Nici nu o să o ai de iubită, nici nu o să faci sex cu ea, nici nimic altceva de genul. That's what gets you. Am avut contact cu tot felul de fete. Și genul de fete despre care vorbești tu aici, și fete cu minți, și fete destrăbălabile. Pur și simplu prefer fetele pe care eu le consider cu minți și cele care au ceva mai mult de oferit decât poze de la spate. Deci nu este adevărat ce ai spus tu aici, am avut contact cu tot felul de fete și pot să zic că mi-am făcut o idee despre tipul de fată care mie mi-ar plăcea. Să genul de om care gen n-are nimic cum trebuie să se masturbeze la pozele alea, dar gen of, no, e curvă. Și asta e de fapt sentimentul. Părerea mea că e mai bine să cauți o fată care are de oferit și altceva pe lângă aspectul fizic. Desigur, aspectul fizic este important, dar dacă vrei o relație serioasă, sunt foarte importante și alte chestii, precum să fii compatibil cu fata aia, să ai ce să vorbești cu ea, să aveți lucruri de făcut în comun. Acestea sunt lucruri foarte importante pentru a avea o relație de lungă durată sănătoasă și relațiile intime ar trebui să fie văzute, după părerea mea, cu puțin mai multă seriozitate, pentru că să umbli așa din floare în floare nu te va face fericit, nu te va face împlinit. Și faptul că vezi fetele ca pe niște obiecte cu care doar să-ți faci plăcerea, te va face să te simți foarte singur, pentru că dacă vezi pe cel cu care ai relație într-un fel, acest lucru se va reflecta și asupra ta, adică și tu te vei privi ca pe un om care caută doar plăcerile de moment și nu caută ceva pe termen lung care să-i aducă și împlinire. Așa văd eu lucrurile. Pozele care îți dezvoltă imaginația o să primească întotdeauna mai multe like-uri pentru că stârnesc o parte primară în creierul băieților care le văd. Însă în moment... A făcut neurologia, omul meu. Cauți la rândul tău o femeie care să fie la fel ca tine, insecure, preferabil mai insecure ca tine. Și nu e așa un trait al femeilor insecure în capul tău de prost, foarte important, în capul tău de prost, este ăla că nu se afișează cu țâțele goale pe internet. Cauți pe cineva care să fie și mai insecure ca tine. În care fata De câte ori să mai spun, nu e absolut nicio problemă dacă te afișezi cu țâțele goale pe internet, însă este dreptul meu să nu-mi placă acest lucru. Nu înseamnă că sunt insecure. Depinde foarte mult ceea ce cauți. Dacă cauți o relație serioasă și eu vorbeam în acest videoclip despre relații serioase, stai puțin să te gândești. Chiar ai vrea să stai cu o fată care își arată absolut tot pe internet? Eu nu m-am simțit bine. Asta e părerea mea. Poți să mă dai în judecată pentru asta. Vă postează numai astfel de poze, transmite mesajul că numai asta are de oferit. Ori tu, ca băiat care cauți o relație serioasă cu o fată serioasă, realizezi că aspectul nu e cel mai important și nu va rezolva toate problemele. Al treilea semn este că se plictisește de relații foarte repede. Am ieșit odată cu o fată care mi-a spus exact asta, că a încercat cu mulți băieți, că se plictisește repede de ei și că îi schimbă ca pe șosete. Curvă! Dacă nu ești atât de monogam încât să ai gen 3 relații... A fi curvă, dacă nu mă înșel, înseamnă să înșeli pe cineva cu care ești deja în relație. Nu despre asta vorbeam în acest videoclip. Da, omul ăsta votează aur. I can see it. Și again, don't get me wrong. Este absolut... N-am votat cu aur, am votat cu USR. Cred că USR este singurul partid politic care poate face o schimbare în bine în România, deci, din nou, preconcepții greșite. Nu este absolut nimic în neregulă că ești fan relații super lungi sau că îți cauți și partener sau o parteneră pe viață sau că vrei să te căsătorești la 15 ani sau la 18 ani sau whatever. Like, it doesn't fucking matter. Nu despre asta e vorba, e vorba despre asta propagarea acestei mizerii ca o chestie general valabilă. Știi, ca 5 semne că e parașută, evită astfel de fete. That's the crazy part. E curvă dacă face poză la tâță. Hai.
nu vreau să se înțeleagă că dacă o fată are unul dintre lucrurile despre care vorbeam eu în acel videoclip, este 100% indiscutabil, irefutabil, curvă. Diferă foarte mult situația de la caz la caz. De asta tu trebuie să ai discernământ, trebuie să analizezi lucrurile prin propria ta lupă și să vezi dacă se aplică sfaturile pe care eu le ofer și în situația ta. Dacă nu se aplică, nu le urma. E simplu. Ai un bărbat adevărat. Cred că șmecheria e înțeleasă greșit, așa că am postat un video în care spun ce cred eu că faci. Mi-a făcut și o reclamă la Instagram. Follow Light Advice dacă nu mi-ați dat follow încă. Un om șmecher și ce nu? Cu mașina pe spate, că se știe că nu f*** dacă n-ai mașină. Un bărbat adevărat merge la sală, știați asta? Fără steroizi, oameni buni. It's the Lauren vibes for me. Are vibe de Lauren. Ah? Ok, nu-l urmăresc pe Lauren. Știu că are canalul Fără Sens TV, nu? Da. Mă rog. Vorbește cu statuia, gen, v-ați prins? Tu în ce ai vrea să vezi o femeie îmbrăcată? Lasă un comentariu mai jos, e pentru un video. Ah, păi cred că e pentru chiar video la care ne uităm. Să adopte stiluri diferite, elegantă, basic, de stradă. În bikini, tanga, panilui, by the way. Întreabă adolescenții sau copiii în ce ar vrea să vadă o fată îmbrăcată și eu îți garantez că majoritatea o să spună dezbrăcată sau îmbrăcată sumar. Majoritatea celor care se uită pe YouTube sunt până în 25-30 de ani. Normal că o să răspundă chestii de genul la Caterinca, bineînțeles, nu cred că e vorba despre fanbase-ul meu sau fanbase-ul altcuiva. Pizda are poziție de pizda! Are poziție de pizda! Pizda! Ia uitați-vă la el, fătălău! Fătălău! Uitați-vă okay. La fătălău! Screw bad girls, I like nice ones! Fătălău, pizda! Okay. E o poză neserioasă, la fel și descrierea, după cum se poate vedea. Era perioada cu mimul ăla cu emoji-ul care făcea așa și pur și simplu am avut chef în ziua aia să postez o poză mai neserioasă ca să-mi arăt și partea mea mai diferită, mai neconvențională, pentru că am și o astfel de parte. Nu sunt mereu serios, chiar dacă în multe din videoclipurile mele abordez subiecte destul de serioase. Nu-mi pasă absolut deloc ce crede lumea despre acea poză, este o parte din mine. Al patrulea semn este că se dă la tine în timp ce e deja într-o relație. Nu cred că sunt foarte... Oh, nu! Wow, dar mulțumim pentru acest insight, omule. Eu personal n-am trecut cu inteligența emoțională de 13 ani și aveam nevoie să știu că dacă o fată este într-o relație monogamă și se dă la mine, that's a red flag. Mulțumim mult, omule. Foarte multe explicații necesare de dat aici, dar totuși sunt băieți care cred că dacă își înșeală iubitul pentru mine, sigur mă iubește și nu o să facă același lucru cu mine. Ba da, o să facă același lucru și cu tine. De asta am ținut să specific și acest punct, pentru că sunt băieți care cred că dacă stau cu o fată care și-a înșelat fostul iubit pentru el, pentru tine, nu va face același lucru și cu tine. Nu este adevărat. În final, al cincilea semn este că toți prietenii tăi au experiențe cu ea. Auzi un prieten că a fost la... Al cincilea semn este că ești ca coldul grupului, omule. Dar n-am mai văzut content atât de bun pe internetul românesc. De când l-am descoperit pe Lauren, holy shit, I love... Normal că nu o să crezi toate bârfele, dar dacă foarte mulți oameni, mai ales prietenii tăi, îți spun lucruri rele despre ea, s-ar putea să aibă dreptate. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca să te convingi singur este să ieși cu ea, să vorbești cu ea. Pe cât de la pariu că tipul ăsta crede că dacă o femeie e într-o relație cu el, nu mai are voie să aibă prieteni bărbați? Pe cât vrei să dăm la pariu? Nu, sunt absolut împotriva acestui lucru. Nu accept să îmi interzică prietena mea cu cine să ies sau când să ies. La fel, nici eu nu interzic iubitei mele, partenere mele, cu cine să iasă. Nu încurajez deloc să ții pe cineva lângă tine cu forța sau să-i controlezi viața, să-l supervizezi 24 din 24. Mi se pare că deja atunci e o relație care deja e încheiată. Nu mai ai ce să faci cu relația aia. E terminată. La finalul zilei, dacă e să deconstruiești toate ideile astea formulate așa frumos, e efectiv dogma creștină 1600. Femeia să stea acasă, să tacă din gură că dacă nu-și iau omorul și să-mi sugă piu când am eu chef în timp ce eu înșel cu altele. Ce? Nu cred în asta. N-am spus niciodată asta și de asta cred că ai niște preconcepții foarte greșite despre mine.
Nu cred în aceste lucruri. Femeile și bărbații au drepturi egale, ar trebui să aibă drepturi egale. Și n-am transmis niciodată mesajul că trebuie să-ți bați partenera dacă nu face cum vrei tu. Niciodată, departe de mine. Efectiv, asta e efectiv dogma creștină 1600. Și eu sunt providerul și doar eu aduc bani în casă, că dacă aduce ea bani în casă, sunt insecure și nu mi se mai scoală pipiu. Să vezi cum se comportă. Dar dacă auzi numai lucruri rele despre ea, e bine ca măcar să le iei în considerare. Acestea au fost cele 5 semne care dau de înțeles că o fată e de moravuri ușoare. Se aplică și pentru băieți, dar vreau să fac un video separat. Se aplică și pentru băieți? Ia să vedem video separat, da, la băieți. Exact. 5 greșeli care te fac un simp. Oh my God, cum am... Vă zic eu cum am ajuns la omul ăsta. Vă zic eu, încercam să-mi dau seama cum am ajuns, cum am descoperit contentul ăsta de care nu știam că există. Și mi-am dat seama că am ajuns la el căutând pe YouTube bărbat Sigma. El nu are în titluri Sigma, which makes me believe că și-a pus în tag-urile alea, oamenii care au lucrat pe, care au căcături pe YouTube, știu. Care e secțiunea aia de tag-uri ascunse, gen aia de meta, pe unde și-a pus acolo Sigma. Nu știu ce înseamnă Sigma, cum să-mi pun în tag-uri. Mă rog. Calvin nu-mi explică, ați văzut că era printre primele, pe prima pagină. 5 greșeli care te fac un simp, baby, let's go. În primul rând vreau să definez termenul de simp, pentru cei care nu știu ce înseamnă, deși mă îndoiesc pentru că... Măi, ăsta e un întrerupător, deci ăsta e tapetul și ăsta e un întrerupător pe care am pus butonul de YouTube, măi prieteni. Prima greșeală care te fac... Am pus un sticker cu YouTube pe întrerupător pentru că era întrerupătorul ăla acolo cam maiurea și am zis să fac ceva cu el, să îi dau o altă estetică și de acolo a plecat și faza cu papa, știi? Ce un simp este că ești cățelușul fetelor. Mulți băieți fac greșeala asta de a deveni preșul unei fete, se lasă călcați în picioare și fac absolut tot ce spun. I mean, that's true, bă. Cățelușul. Ești chelationul fetelor și tot ce vrea ea, crezând că astfel o impresionează. Să nu ai impresia că fata se va îndrăgosti automat de tine doar pentru că ești super drăguț cu ea. Nu așa funcționează. Ba din contră, să devii câinele ei și să urmezi orice comandă îți dă nu va face decât să se îndepărteze de tine. Pentru că fetele vor un băiat care știe să facă diferența între a fi folosit și a fi de folos. A fi folosit înseamnă că ea te folosește doar pentru propriul său interes. Fie că vrea să treacă peste o despărțire cu tine, fie că vrea să te folosească pentru că ai statut social și astfel îi va crește și ei statutul social. Iar a fi de folos înseamnă să o respecti, dar și ea să te respecte. Câinii latră, ursul trece, frate. Bă, nu știu ce să zic, frate, că Offset din Migos pare că face destul de mult sex și el a zis la un moment dat, A doua greșeală care te face un disperat este că ai impresia că orice fată pe care o întâlnești e un înger. Uite, dacă ai impresia că toate fetele sunt niște zeițe, sunt o rasă superioară bărbaților, vreau să își ștergi imediat această idee din cap. Și nu spun asta ca să denigrez fetele. Și fetele au același potențial de a fi oribile, la fel ca băieții. Și ele pot înșela, exact. Și ele te pot minți, și ele te pot folosi. Băieții... Numai că ele fac OnlyFans. Asta e problema. Fără experiență, tins... Și sunt unii bărbați care fac striptease femeilor. Nu vă nicio problemă cu asta. Bravo lor. A feminist king right here. Bă, frate, dacă ești feminist, de ce ești de la început, omule? Intimideze în preajma fetelor. Îți spun. Masculinist. N-am înțeles niciodată războiul ăsta dintre sexe. Cred că este o mare pierdere de timp și n-ar trebui să existe. Chiar dacă fetele sunt bune la niște lucruri, băieții sunt buni la alte lucruri, ar trebui să ne ajutăm reciproc. Să facem să fie bine pentru toată lumea. Nu băieții sunt superiori sau fetele sunt superioare. Este o mare porcărie, după părerea mea, gândirea asta că un sex este superior altui sex. Frumoase, care e adevărat, sunt mai intimidante, dar și ele sunt tot oameni. Și rahatul lor pute. Și că tot vorbim de fete frumoase... Bă, poftim? Mi se pare ironic că a făcut gluma asta pentru că chiar pare genul de tip care a aflat gen acum 3 ani că femeile se bășesc, se beșesc, se... Wow, beșesc chiar de lenesc, nu mulțumesc. Ziceți-mi mie că ăsta e un om care dă limbi în pipiu. N-am mai stabilit treaba asta odată în videoclipul trecut. Este un om care dă limbi în pipiu. A treia greșeală este că ești drăguț cu o fată numai pentru că e frumoasă. Nu face fapte bune pentru o fată doar pentru că e frumoasă. În schimb, încearcă să faci fapte bune pentru toată lumea. Da, ești simp dacă dai limbi. Dacă faci textual, ești simp, se știe chestia asta. Okay. Rectific pentru... Dacă nu faci așa cu...
Dacă nu faci așa cu mâna când ți se face sex oral, ești simplu. Temo. Pentru toată lumea care merită. Pentru că de multe ori fetele frumoase se folosesc de această calitate ca să profite de tine, așa cum am vorbit înainte. Dar trebuie să te gândești că ea nu a făcut mare lucru pentru a avea trăsăturile acestea frumoase, atât la față cât și la corp. Nu e meritul ei că s-a născut cu ochi frumoși sau cu puțin mai multă grăsime pe fese. În schimb, încearcă să apreciezi la fete mai mult trăsăturile care sunt lucrate, adică felul în care vorbește, felul în care se îmbracă, cât de multe știe. Și acum nu spun că nu trebuie să apreciezi frumusețea unei fete, dar nu lăsa ca acesta să fie singurul lucru pentru care o place. A patra greșeală... Fese. Fese. Dacă se năștea în America, asta e ca genul de tip care le zicea la femei. Ok, buci, cur. E bine așa? Am zis să dau și eu o exprimare mai diplomată. Femoids. În loc de women. Femoids. Știți că așa vorbesc toți conservatorii, toți funny joke de Peterson se referă la femei. De ce nu mai vorba despre politică și despre religie? Mi se pare că duci ceea ce spun eu mult în zona asta. Dacă spun ceva înseamnă că trebuie să-mi placă un anumit partid politic sau să cred în anumită credință. Mi zic females, că e mai științific. I'm not a simp. I'm talking about girls in a scientific way. Females. La care te face un disperat este că îi dai mesaje prea des. Asta e o greșeală pe care mulți băieți o fac când vorbesc prima dată cu o fată. Dacă nici măcar nu v-ați văzut încă, las-o mai ușor. Știu că tu vrei să meargă cât mai repede, să-i dai mesaj, să ieșiți, după care să fiți împreună și așa mai departe. Fiți atenți că vă rezum acest video într-o singură frază și e un citat de tip de ăla, știi, să-mi pui fața și să pui citatul lângă. Okay. Să pui fața unui Peaky Blinder, să pui fața unui Peaky Blinder și să pui citatul ăsta lângă. Yeah. Și sună cam așa. Nu pune pe nimeni pe un piedestal pentru că o să-i obligi întotdeauna să se uite la tine de sus. Da. Boom! Easy! Ok, easy, foarte baby. Bun. Conte motivațional. Let's fucking go. Da, adică I believe in it. Deci, mi se pare că a zis-o și el. În tehnologia lui inseliană, asta încerca să zică, în cele 5 greșeli care te fac un simp. Hai să vedem ce mai are, do, I love this guy. Ok, știi până aici. Cam aceasta a fost și a doua reacție la videoclipul lui Silviu Fire despre mine. Silviu, sper că ți-ai schimbat părerea despre mine. Ai avut foarte multe preconcepții greșite. Sper că am clarificat unele dintre lucrurile pe care tu le considerai despre mine. E foarte greu să-ți dai seama despre ce crede cu adevărat un om doar văzându-i câteva videoclipuri de pe YouTube și raportându-te mai ales la thumbnail-urile și la titlurile pe care eu le-am postat acolo. E normal să nu ai imaginea completă despre ceea ce crede cu adevărat acel om și e normal să crezi niște lucruri care nu sunt tocmai adevărate despre el. Sunt sigur că și unele lucruri din reacțiile sale au fost exagerate de dragul divertismentului. Asta este scopul unei reacții, să faci oamenii să râdă. Din nou, nu e niciun fel de supărare, înțeleg acest tip de content și vă rog pe voi cei care mă urmăriți pe mine să nu vă duceți pe canalul lui să lăsați comentarii de hate. La mine aici pe canal puteți să lăsați absolut orice comentariu doriți, nu o să le șterg niciodată orice ați scrie. La fel cum a șters el comentariul meu la primul videoclip de reacție. Mă rog, am văzut că făcuseră un meme din site-ul meu de stickere și am zis să comentez și eu ceva cât de cât amuzant, cred eu, care să-mi promovez în același timp și site-ul și cred că de asta mi l-a șters, că îmi promovam site-ul în același timp. Nu sunt de acord cu cenzura de niciun fel, de asta nu șterg niciodată comentariile, oricât de urâte ar fi, dar mă rog, pe YouTube ai dreptul ca și creator să ștergi comentarii, este dreptul lui, nu e nicio problemă că mi l-a șters. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!